Biblioteca județeană Ovideu-Sușanu Hunedoara Deva își adaptează activitățile în funcție de necesitățile unor categorii tot mai largi de utilizatori. Astfel că de data aceasta, biblioteca organizează 4 cursuri gratuite, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Încă din prima zi de înscriere la sediul bibliotecii au sosit 10 de doritori. Începem înscrierea la următoarele cursuri. Manager proiect, formator, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și pictura. Aceste cursuri, majoritatea dintre ele, sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a județului Hunedoara, iar la final, în urma unui examen, absolvenții vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivelul Uniunii Europene. Cursurile sunt gratuite pentru comunitate, dar ele sunt finanțate în totalitate de către Consiliul Județean Hunedoara. Mă refer aici la cheltuielile legate de autorizarea cursurilor, la cheltuielile privind cumpărarea unor materiale care sunt folosite de cursanți în timpul desfășurării cursului, la plata comisiei de autorizare, precum și la cumpărarea acestor certificate. Îi mulțumesc pe această cale domnului președinte Laurențiu Nistor, îi mulțumesc domnului administrator public Costel Avram pentru sprijinul pe care îl oferă în permanență bibliotecii județene. Le mulțumesc de asemenea colegilor mele, bibliotecare trainer, Mariana Marian, Mihaela Țoța și Simona Locei, pentru implicarea lor în organizarea acestor cursuri. Numărul doritorilor a fost mare încă din primele zile de înscrieri. Care din cursurile pe care biblioteca dă start, la care dă startul astăzi, v-a tras cu ochiul? E cursul de formator. Cam asta mi-aș dori. Acum vedem la ce rușin să ne înscriem. Vreau să mă înscriu la un curs. Care din cursuri credeți că vi s-ar potrivi? Da, pentru relaxare, pentru sufletul meu. Ok. Eu în prezent am gătat facultatea de psihologie și tare mult mi-aș dori să fac cursul de formator. Urmează să ne înscriem la niște cursuri. Toți suntem emoționați că nu știm dacă avem toate dosarele în regulă, dacă toate actele sunt în regulă și vedem ce se întâmplă în continuare. Așteptăm. Care e cursul care v-a tras cu ochiul? Expert în accesare fonduri europene. Bine, toate sunt interesante. Cred că fiecare dintre noi a mai vrea să mai participăm la încă unul și încă unul. Dar cred că trebuie să lăsăm loc pentru fiecare. Înscrierile se fac la Secretariatul Bibliotecii în perioada până în 23 februarie, de luni până vineri, între orele 8:30 și 16. Înscrierile la aceste cursuri se vor face doar în limita locurilor disponibile și pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de doritori să se bucure de beneficiile acestora. Cei interesați vor putea opta pentru un singur curs pe an.